cheltui. Ce fel cheltui? Fără investi nu poți să beneficiezi astfel de venituri suplimentare. După aia m-am lovit să mă blochez cu vinul roșii, nu am pus să fermentez și m-am blocat, mi-am luat verificatoare. Mâine când te duci, are alte grade, alte sunturi. Și mai ales am luat mașină de recontat care se recontă noaptea. Toate vinurile alte, tot ce se comandă, trece noaptea. De la ora 2-3 noaptea până dimineața, la ora 9, recoare alte arome, alte vinuri. Asta scoatem, într-adevăr, vinurile care le-am. Și asta vine la vinuri, aici facem vinuri și albe și roșii. Am pus mantei la toată treama, nu aveam la unele vinuri, nu aveam mantei de răcire. Din câte cunosc eu, sunt bani suficienți pentru a genera mărci și a sprijini antreprenorii în a-și crea o marcă pentru firmă. Și putem să gândim așa ceva, deci, să beneficiezi de un grant în care să gândești o marcă pentru vinurile spumante. Să nu mai fie generic vin spumant. O marcă vrânceană să-i găsești. Exact. Cum este? Lucrurile se fac doar numai pentru un an, doi. Deci cu bătaie lungă, pe termen lung, avem cu toții de câștigat. În primul rând, tu ca antreprenor, mai ales că există un sprijin financiar în direcție. Da, să știți că noi ne-am axat foarte mult și am insistat pe soiurile românești să le promovăm. Soiuri care erau dispărute, nu se știau de plăvaie. Plăvaia de fetească neagră știu mulți. Fetească albă, fetească regală, soiuri românești. Ei, dar pe plăvaie, de șarbă, uitați-vă. Galbene de odobești. Spălare. Tot automatizat. Și automat că pandemia ne-a blocat. Noi acolo îmbuteliem și vinul la sticlă și la bagging box. Automat tranziția se va face către această linie. Da, aici să mai facem și o linie de bagging box. Să vină ușor și alea în bagging box. Chiar și la Palatul Elisei.